pentru a obține rezultate trebuie să depui efort. Și vă spunem despre cei tineri care reușesc să obțină tot mai multe rezultate remarcabile la competițiile internaționale. Vorbim despre juniore Under 13 de la Zimbru Chișinău, care au câștigat trofeul unui turneu din Slatina, România. Noi le-am făcut o vizită la antrenamente și am descoperit mai multe despre această echipă. De la Zimbru reușesc să cucerească tot mai multe trofee. Mai exact este vorba despre echipa Under 12 care s-a întors victorioasă de la competiția din România. Dat fiind faptul că acolo este o concurență mai bună, trebuie să ne verificăm capacitățile noastre cu adversarii, adică la nivel internațional. Noi am mers la foarte multe turnee, adică vorbim și de Ungaria și Bulgaria, Ucraina. Am plecat la multe turnee. Ultimul turneu la care am fost a fost în Slatina, o competiție foarte, foarte puternică. De fapt a strâns cele mai bune 14 echipe din România, adică vorbim de campionii naționale a României, vorbim de campionii la Danone Hagi, campionii, adică Luceafor, Clușteau, București. La acest turneu am participat cu un lot de 18 copii, cei mai buni selectați de la vârsta Under 13. Pentru micii galben-verzi, competiția din România a fost o experiență valoroasă. Drumul pe care l-au avut de parcurs a fost însă unul deloc ușor. Chiar dacă au avut adversari pe măsură, sportivii au reușit să iasă învingători. A fost o competiție foarte puternică, cu echipe foarte puternice, în care am reușit să luăm locul 1-2. Am reușit să marchez gol și am luat cel mai bun jucător al turneului. Pentru mine acest rezultat este foarte puțin, trebuie de muncit și de a ajuns încă mai departe. Acest rezultat pentru mine înseamnă o muncă foarte enormă pe care am făcut-o toată echipa și antrenorul, care vreau să-i mulțumesc foarte mult. Un lucru esențial ce asigură performanța în sport este, desigur, o pregătire fizică bună. De aceea, înainte de antrenamentul propriu-zis, tehnicianul testează abilitățile sportive ale fiecărui membru, astfel încât aceștia să evolueze mai bine în sportul rege. E o testare care se face periodic, adică de 2 ori pe an, pentru a evalua calitățile fizice ale copiilor, de văzut dacă mergem pe direcția bună sau dacă, adică metodic, suntem bine, ținem, să avem tot timpul un progres, asta urmărim la o testare fizică. Aici au o șansă să facă un pas către fotbalul mare, adică vorbim de selecționate sau de alte echipe, chiar și de peste hotare. De fapt, chiar de la, dacă merge vorba despre o grupă de Under 13, deja avem 3 copii care sunt plecați peste hotare, adică își fac juniorat deja la alte echipe, la alte școli, la alte academii, de fapt. Recent avem copil plecat la Academia Haji, avem copil plecat la o academie în Anglia și în Germania. Fotbalul este un sport care necesită pasiune pentru a fi practicat, iar tinerii jucători au diverse motive pentru care îndrăgesc sportul rege, domeniul în care vor să exceleze. În primul rând pentru că este un sport de echipă și pentru că avem un colectiv bun, este foarte ușor de jucat. La mine pasiunea pentru fotbal vine din familie, mai exact de la tata. Eu am ajuns la Zimbru la undeva 5 ani și am experiență pentru fotbal. Atmosfera în echipă este foarte bună, fiindcă noi ne susținem unul pe altul, avem încredere în echipă și mereu evoluăm împreună. Galben-verzii au și jucători preferați spre performanța cărora tind să ajungă într-o bună zi. Unii admiră pe fotbaliștii internaționali, alții însă au idoli și din campionatul național. Da, am un jucător preferat, dar din păcate nu e de la noi din campionat, e Cristiano Ronaldo. Cred că este Ilie Damașcan. De ce Ilie Damașcan? Pentru că îmi place foarte mult când joacă, cum bate goluri și mereu în vestiare este omul care susține echipa în cele mai grele momente.